Ia vezi, boss. De ce pula mea claxonezi? Spune-mi și mie, de ce pula mea claxonezi? De ce pula dacă nu vezi? Băi, frații mei, pe lăpăresc ghiciți, trebuie să dau cu spatele aici. Uitați-vă pe ce stradă te-ți dau eu cu spatele, mâncava și pula voastră. Haide, fată, ieși. Nu iese, mă. Maică, doamne, că mare ți-e puterea, mâncați-a și pula ta. La ce te-ai băgat pe banda asta? Mâncați-a și pula ta. Bă, ce formă de retard ai, mă? Până una alta, până îmi bag pula în ăsta cu X3-ul lui și în morții lui în gât și în familia lui în gât, s-o iau pe măsa în pulă. Salutare, frații mei peloponezi, bine v-am găsit la o nouă trucăreală, o nouă vlogăreală, o nouă ce face noi acelișa. Băi, frații mei peloponezi, începem astăzi vlogul, astăzi este vineri, dar o să-l începe așa mai pe letargie, pentru că sunt rupt în gură de oboseală. Astăzi este vineri, iar eu până la ora asta, până la ora 3 și jumătate, am dormit 2 ore. Asta calculând de ieri dimineață de la ora 8 de joi. Deci am dormit doar 2 ore? Pentru că soția a plecat în România cu fata, au vrut să le facă o surpriză zi părinților noștri, să-și vadă și ei nepoțica după 2 ani de zile și au fost așa pe, nu știu cum să zic, pe repede înainte, nu era în plan, nu știu dacă v-am spus vlogul trecut, dar noi vrem să ne ducem la ski în Scoția, la Glenshee și am amânat chestia asta, am găsit bilete repede, pac, hai du-te, ce fac, mă duc, nu mă duc, nu știu ce. Și am găsit să plece chiar azi de dimineață, doar că am găsit din Birmingham și evident a trebuit să duc la aeroport. A trebuit să duc la ora 5 la aeroport, vă dați seama, am plecat la ora 2:30 de acasă. Aseară ne-am pus în pat pe la ora 11-12 după ce au terminat cu bagajele, cu verifică acte, așteaptă testul ăla COVID, așteaptă nu știu ce. Știi cum e, se zboară timpul zboară și sunt rupt în gură. Astăzi am început la ora 7, n-am mai început la 6 pentru că la 7 am ajuns de la Birmingham. Când am vorbit zilele trecute cu ăștia de la agenție, le-am spus, bă, aș vrea să, hai boss, intri, aș vrea să încep mai târziu vineri și am spus că aș începe la 8:30 pentru că îmi făceam planul, bă, stau cu fetele acolo până își fac și ele check-in-ul, până una alta, până îmi bag pula în ăsta cu X3-ul lui și în morții lui în gât și în familia lui în gât, s-o iau pe măsa în pulă, să-ți iau X3 în pulă, pișama și pe tine, și pe doamna Măta.
Nici nu mai știu ce am zis. Băga mai și pula în rasa ta. Nu mai știu ce am zis, mă. Deci să-mi rup de oboseală, să-mi, bă, nu mai pot. În fine, ne-am trezit la 2, la 2 jumate am plecat de acasă, la 5 am fost la aeroport. Așa, și mă gândeam ce am, că stau cu fetele să-și facă check-in, să le ajut cu bagajul, cu nu știu ce. Și nu am mai stat din cauza faptului că mă costa. Deci eu aveam un plan, bă, stau o oră cu ele până intră și-și fac zi, trec de bagajul de mână, dar nu mai pot să intru cu ele. Zic, stau și eu pe acolo, nu știu ce cu ele, mai stau un pic. Cât credeți că era parcarea la Birmingham? Pentru o oră. 48 de lire, mâncați-i și pula ta. Bă, 48 de lire? Dă-te în pula mea de aeroport. Că am fost peste tot, pe toate aeroporturile astea din Anglia și n-am plătit atâta. Să-mi bag pula, că am plătit undeva, bă, 48 de lire o oră să stai la... Sunt curios dacă ați mai plecat pe acolo sau ați parcat. Am fost, vă zic acum unde e. Cred că Car Park 1. La plecări. Fix în față la plecări acolo. Evident, doar am intrat, m-am dus pe ele cu bagajul acolo, le-am lăsat, am ieșit înapoi, a durat 7 sau 8 minute. Și am plătit 3 lire pentru 7, bine, te taxează probabil pentru, nu știu, 15 minute, ceva de genul ăsta. Bă, dar pentru o oră să stai 48 de lire, bă, ăștia nu sunt treci la cap. Da, și din cauza asta am plecat, doar l-am lăsat pe fete acolo și m-am întors. La 7 eram înapoi acasă, eram deja în firmă. Și acum mă gândeam, bă, ăștia m-au chemat să vin la 8:30, mă duc și-mi încerc norocul, zic, dacă e să-mi zică, bă, ești programat să încep la 8:30, mă duc frumos acasă, bag șlafă în o oră și mă întorc. Cu toate că eram rupt în gură, ziceam, ce șlafă, mă, că dacă m-am băgat în pat, mai mă trezesc eu nici mort. Și m-am dus sus și nu mi-a zis nimic, nici nu m-au întrebat, nici nimic, eu deja am făcut în povestea. Bă, uite, am vorbit eu cu ea la agenție, că a trebuit să... duc soția și fata la aeroport și am ajuns mai devreme, na, am planificat că e trafic, că nu știu ce, că lacă, mârcă, cârcă, pârcă, țâr. Dar am rezolvat-o și am început la ora 7. Bă, dar de la ora 7 până acum am alergat, mi-a ieșit pe ochi. Du-te acolo, fă aia, întoarce-te, ia vagonul ăla, schimbă-l cu ălalt, du-te acolo, încarcă. Bă, și pe unde m-am dus? Bă, să moară măsă dacă am stat și eu mai mult de 20 de minute, frate. Bă, n-am stat pe nicăieri am la 20 de minute, deci totul numai într-o super mare viteză, nu știu cum am eu noroc de chestii de-astea. În fine, asta e doar, astăzi nu o să mai filmez nimic pentru că sunt rupt de oboseală, n-am niciun fel de chef, n-am nimic. Mergem acum la Peterborough, am fost la Wakefield, am descărcat, am luat un vagon, am descărcat și pe ăla, am ieșit afară pentru că mi-au refuzat 3 paleți. Cu vagonul, a trebuit să aștept un alt coleg care să mă aducă un vagon gol, pentru că eu trebuia să mă duc un vagon gol la Grisby să încarc pentru Peterborough. E, și acum am încărcat pentru Peterborough, mergem la Peterborough, și după cum vedeți e o mare ceață, și aseară când am fost cu fetele la aeroport, de fapt aseară, de dimineață, păi M1 a fost ok. Deci am că pe M1 a fost super ok. Bă, dacă n-am intrat pe A42, M42 spre Birmingham, bă, să moară măsa dacă puteai să mergi mai mult de 50 de mile. Bă, nu puteai să mergi, frate, nu depășea nimeni, toată lumea vrea să meargă după cineva, numai ca să poți să mergi. Am încetinit, a zis că mă depășește cineva, nimeni, bă, să-mi bag pula în gura lui dacă m-a depășit tu. În plus de asta am dat în ceață și despre peste unul cu camionul care rămăsese pe prima bandă pe avarii. Și culmea era fix pe partea în care ai de aia zi bandă de urgență, adică pe partea de M42, nu A42. A42 e național, dar în regim de autostradă. Bă, și-am dat fix acolo, mi s-a părut mie așa, vedeam puțin acolo, bă, să avariile știu mai că să văd. Bă, și-am dat în frâne și toți buluc după mine în frâne, pam, 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 zic, hai bă, că acum... Am dat în frâne, poate trece unul, trage de volan și mă depășește. Nimic, bă, nu a depășit mie să mă urmă să dacă nu am mers tot A40 de M1 până la aeroport. Numai eu am mers, primul în față, primul prost, cel mai prost din curtea școlii. Bă, mă dureau ochii, nu mai puteam, doamne, fetele dormeau în spate.
Eu eram rupt în gură de somn. Astăzi tragem. Astăzi tragem greu, frate, că dar și când noi cădea lat în pat, să moară Cipilean dacă mai nimic, cred că în maxim 10 minute adorm. Bă, maxim 10 minute, o să mai vorbesc decât un pic cu fetele zi acasă în România, să învăț eu părinții, să văd cum a fost reîntâlnirea. Pentru că i-au văzut-o pe Eva când avea un an și cam 6 luni ultima dată. Deci asta însemnând în 2020. Cam așa, da, fix în anul 2020. În vară am fost. Când am făcut, mi se pare, cunoaște minunta. Cred că atunci am fost acasă, da. După care a început pandemia și adio. N-a mai plecat nicăieri, n-a mai venit nimeni, n-a mai făcut nimic. Și vă dați seama că le ieși lor dor. Ea na, vorbește cu ea telefon și pe Facebook, pe FaceTime, pe dragi pe astea, dar știi cum e, alta e interacțiunea față în față, ca să zic așa. Și sunt curios să văd care au fost reacțiile, inclusiv a mamei mele, pentru că prima oară se va duce la mama, va sta câteva zile, după care se vor duce la părinții ei. Da, și cam atât, așa începem vlogul, prima zi, blană, nimic, vedem mâine, suntem bucuiți, evident, până luni, deci băgăm sâmbătă, duminică, luni, marți stau acasă pentru că trebuie să mă duc la tatuat, un termin antebrațele ambele, trebuie să mai termin, că mai am ceva spații libere și le termin cu ele, după care, dacă tot sunt acasă singur, evident că mă duc înapoi la muncă. Și o să mă duc miercuri, joi, vineri, sâmbătă la muncă. Duminică rămân acasă pentru că vin fetele, trebuie să mă duc să le iau. După care voi sta cu fetele, iar până vineri. Adică stau duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, acasă. Vine, mă întorc la muncă. Să vedem cum va fi, dacă rezistăm așa, dar nici nu știu de fapt dacă o să apară vlogul ăsta, că marți nu o să am timp, cred că, să le editez. Doar dacă am timp luni, dacă termin de vreme. Și așa nu e nimeni acasă să zici că mă încurcă și nu pot să editez. Sau să am altă treabă. Deci e posibil să-l fac vineri și să-l pun marți. Pentru că marți voi fi la tatuat 6 ore am. Adică gen full day. Și nu o să mai am timp de nimic. Adică o să fiu la 10 acolo. La... probabil 4-5, cu tot cu pauze, 4-5-6 termin, după mai fac încă o oră jumate până acasă. E cam dusă ziua. După aia trebuie să mă duc și eu la cumpărături să-mi iau mâncare pentru la muncă, odihnă și miercuri ne întoarcem iar la muncă. O să vedem cum facem. Dar gata, că am lungit-o prea mult cu intro-ul ăsta. Să înceapă trucăreala și probabil ne vedem direct sâmbătă, cred, nu știu, vedem. Mai revin cu abri dacă mai e ceva de făcut, dar... eu sper să nu mai am nimic de făcut, sper doar să mă duc să descarc, după care să mă parchez și gata. Zăpadă, ceață, uitați-vă de ce soare frumos am dat din nou și evident și de una bucată accident. Că nu se poate zi fără accident. N-am mai prins pe aia un accident de ceva vreme chiar. Și aici erau accidente căcălău, fraților, pentru că este foarte aglomerat și au foarte multe intrări și ieșiri, de astea foarte scurte, și evident că nu sunt atenți. După cum vedeți, și iarba asta foarte aproape de drum. Se mai întâmplă câte ceva. Sunt curios aici ce s-a mai fi întâmplat. Una bucată dubă care a rămas în pană. Tu dacă faci pană, n-ai unde să te duci aici. Sau a căzut în șanță așa de nebun. Mai a putut să mai iasă el de acolo? Accident. Accident, accident. Ce
ce ai făcut, boss? Ai căzut cu ea acolo, că nu te înțeleg. Mă depășește. Mă depășește total. Bine că am scăpat de ceață. Frații mei peloponezi, bună dimineața sau bună seara sau bună ziua sau bună ce vreți voi să vă fie inima. Băi, frații mei peloponezi, iată-ne a doua zi de muncă. Plecăm acum din firmă. De fapt, am plecat din firmă. Și mergem către Londra. Mergem la Dagenham, la Tesco. Băi, și vreau să vă spun că aseară, băi, am dormit, cred că cel mai bine de când mă știu, când am dormit eu vreodată în camion. Deci așa de rupt de oboseală am fost, cât am dormit cu bale la gură. Cu bale la gură și cu bășini la cur. Rupt am fost, fraților. Evident, după ce m-am dus la la Peterborough, mi-au zis să mă duc să încarc la Wisbech, la Partner Logistics. Și eu făceam planul, mamă, încarc acolo, nici nu mai plec de acolo, rămân direct, mă încarc aia și rămân după aia pe stradă acolo la ei și și dorm. Și de unde m-am încărcat aia, nu știu, maxim 30 de minute, 40 de minute. Și a trebuit să plec, că mai aveam timp, am zis, bă, hai să trag să ajung cât mai aproape de firmă. Și am mai băgat după aia condus, după ce am plecat de acolo, pe la 8 și ceva. Am mai băgat vreo oră și un pic. Am ajuns până aproape de Newark, pe A1. Bă, am zis că mor. Deci eu așa ceva n-am fost, bă, niciodată așa de obosit. Cred că m-am avut de la mini somn, micro somn, de ador și nu dai seama, sau ceva de genul ăsta. Deci în halua de obosit am fost. Și uite, așa era ceața azi noapte. Mai rău, erau porțiuni în care nu vedeai nimic. Mamă, și să moară Ciprian dacă nu am zis, mamă, deci nu mai pot. Și am zis, bă, hai că trag să ajung cam până la 10 fără un sfert să conduc. Bă, pe la 9 și un sfert, deja nu mai puteam, frate, îmi dădeam palme, ne-am deschis geamul, paralizam de frig, de alea. Deci, obosit, bă, rupt în gură, nu mai puteam. Când m-am parcat, doar mi-am pus la umidificatorul ăla, am tras perdelele, direct în pat. Mi-am dat pantalonii jos, nu mai mi-am luat mai eu pijama, dragi, pe mine nimic. Direct m-am aruncat în pat. N-am mai vorbit nici cu soția, nici cu nimeni, nici nimic. Direct somn, șlafăn. Bă, n-am auzit nici frig, nici, bă, nimic. Deci am dormit, dar n-am avut niciun fel de treabă. Nu mi s-a întâmplat, deci nu țin minte, a mai fost zile în care am fost așa foarte obosit sau nu mai dormisem câteva zile, nu mai dormisem înainte câteva ore sau chestii de astea. Bă, dar acum, bă, simțeam eu pe corp, nu puteam nici, luam telefonul și nu puteam nici să țin telefonul în mână la modul ăla, adică aveam tresărirea aia, cred că de la microsom, sau nu știu cum se numește chestia aia. Chiar am văzut acum câteva zile, nu mai știu, o pagină. Cred că tras la volan, se numește, sau ceva genul ăsta, în care exemplifică eu o grămadă de lucruri de-astea despre starea ta de la volan, sau ceva genul ăsta. Și chiar scrie fix de chestia asta, că nu mai ai control asupra lucrurilor, adormi și nu-ți dai seama, nu mai ai memoria, adică dacă ai trecut pe aici acum 20 de secunde, nu mai știi că ai trecut pe aici, bă, așa am fost eu aseară. Bă, deci rupt de oboseală. Bă, și nici nu mă gândeam ieri că o să mă muncească atât, adică de colo-colo. Mă așteptam, ca de obicei, bă, mi-au dat ăștia un job, mă duc până în Londra, pierd jumătate de zi pe drum, jumătate de zi acolo la descărcare și aia e, nu mai fac nimic, o parchez și mă bag la somn. Dar de unde, frate, am avut mai joburi de-astea scurte de colo-colo, 3-4 joburi și n-am avut ce să fac. Aia e, a trebuit să duc și fetele, ce să facem, sacrificii. Sacrificii. Da, mergem la Dagenham. Nu știu ce vom face după aia. Avem double decker. Probabil mă vor trimite să dorm la South Hall, cred, nu știu ce să zic. Și să încarc dimineața după la Katsuris de acolo, cred, zic eu. Și după aia
acolo la Katsuri să mergem probabil la Witness. Așa am făcut și sâmbăta trecută. Și în alte sâmbete am mai făcut jobul ăsta, de fapt, în alte duminici, că azi e sâmbătă. În alte duminici am mai făcut fix jobul ăsta, încărcare de acolo, descărcare la Witness și după aia mai vedem ce și cum. În fine, da, haideți cu mine pe programul 2. Revin mai încolo. Gata, frații mei peloponezi, am terminat cu Tesco, dar ne întoarcem înapoi. Ne întoarcem înapoi la Tesco după ce o să luăm un alt vagon. Un alt vagon care momentan este pe drum și mi-l aduce un coleg până la Turoc Services, adică aici pe M25. Aparent, omul are camion cu care nu poate intra în Anglia. În Anglia, Doamne, nu poate intra în M25, adică gen în interiorul M25, adică are camion care nu are genul ăla de autorizație. Și ăștia au dat job să vină aici, la Dagenham. Ce să mai zic eu? Spuneți-mi voi mie ce să mai zic eu. Nu știu dacă scopul lui era să mi le aducă mie, pentru că nu știu dacă șoferul ăsta e tramper sau fi șofer de zi, habar n-am. Dar gândiți-vă și voi pentru ce îi da un job pe care nu poate să-l facă. În fine, mergem acum aici, o să-l așteptăm pe șofer, pentru că încă nu e aici în zonă. De fapt, oricum în service nu pot sta mai mult de 2 ore cu
după 2 ore va trebui să plătesc. Vedeți și noi, ne parcăm acolo, vedeți și noi cum arată shithole-ul ăsta. Dacă tot nu m-am lăsat în seara aia, acum vreo o lună jumate să dorm aici în Torok Services, acum îl văd și eu cum arată. După care o să luăm vagonul lui și revenim aici la Dagenham. Și după aia nu mai știu ce mai facem. La ce te-ai băgat pe banda asta? Mâncați-a și pula ta. Bă, ce formă de retard ai, mă? Doamne, mâncați-a și pula ta. La ce s-a băgat pe banda asta? Mamă, mâncați-a și pula ta cu forma ta de retard. Mâncați-a și pula ta cu forma ta de retard. Bă! N-ai, mă, e greu. E greu, bă, să înțelegi așa ceva. Spuneți-mi voi mie de ce s-a băgat el acolo. Când gândește, depășesc. Nu merge mai tare decât ăla. Găsiți-mi și mie o explicație pe care eu aș putea să o înțeleg. Uite-și pe bana de mijloc, îl depășesc toți. Doamne, pupație și pula ta. Uf. Și voi vreți să nu înjur, voi vreți să nu mă enervez. Mama mea, mă, micuța mea, mamă. E greu, bă, așa ceva rar vezi. Deci, uite, îl depășesc tot și pe prima bandă și peste tot. Bă, îl depășesc tot, mă, tot acolo e. Mamă, mamă, e gravă, bă, șoferia asta e gravă rău pentru unii. Bă, pentru unii șoferii asta e gravă rău de tot. Dați-vă ce... Bă, deci îl iau tot, pe toate părțile îl depășesc. Și el tot nu-și dă seama, mă, el tot acolo stă. Ha. Ireal. Ireal. Noi nu mai depășim, că trebuie să stăm pe banda asta. Oricum s-a mutat rahatul. Trebuie să stăm pe banda asta, după care să facem sensul giratoriu și e ca și cum ai ieși înapoi pe M25, dar intri în service. În Turoc, cel puțin așa și din semne, nici măcar n-am băgat pe GPS. Am văzut doar semne, ne fi niciodată acolo, nu știu exact cum e. Bănuiesc că după aia se poate ieși înapoi în A13. Nu cred că se iese doar în M25. Zic și eu, nu știu. Vedem acum ce semne avem. Deja îmi făceam planul că stau iar la South Hall acolo. Bine, nu e timpul pierdut, mă mai pot duce acolo. Dar ce, nu v-ați trezit, mă, mâine că trebuie să intrați sau trebuie să ieșiți pe banda asta? Mâine era mai bine dacă vă trezați. Vedem noi acum unde este semnul sau unde pe partea aia parcă am văzut, nici nu mai țin minte. Ce a făcut boss? A stricat manul aici, în mijlocul intersecției? Ia vezi, mă, s-a stricat manul, mă, și ești de la nou. Bine, dracu, că măcar oprește-l acolo. Așa. Mai încolo un pic, să nu mă incomodez pe mine. Sau, și-a revenit, mă, ia vedeți. Nu mai găsea vitezele în cutie. Și așa are prea multe. Parcă are cutie de aia cu 14 viteze acum asta, nu?
cutia de la Scania sau ceva de genul ăsta, sau nu mai știu ce am înțeles. În fine, am curcat și puțin circulația. Ai, cât să fă, n-ai cât să fă. Niciun semn. Uite acolo semn services. Hai boșii mei. Mă, unul cu un Volvo în față de bea merge. Hai boss. De boss. Ia vezi, boss. De ce pula mea claxonezi? Spune-mi și mie, de ce pula mea claxonezi? De ce pula dacă nu vezi? Putu-ți morții tăi în gât. Claxonezi ca pula când vezi că sunt semne că se închide banda și vezi și mașinile. De ce claxonezi? Nu vrei să opresc eu aici, să te las pe tine să treci? Pișat infect. Tu zrasa mătii în gât. Bă, ce mor eu pe ăștia. Bă, ce mor eu pe ăștia. Tu vă în gură la muie. Toată intersecția a văzut și nu s-a băgat niciunul pe acolo, toți au mers în spatele nostru, el s-a băgat pe acolo. Credea că mă opresc eu în mijlocul drumului și las pe el să treacă, mă, că de la mijlocul vagonului. Băga-mea și pula în rasa ta. Băga-mea și pula în rasa ta. Pune se intră boss. Dar cum ies eu de aici, înapoi în A13? Mamă, mâncați-i și pula ta ce fede aici drumul. Mașini încolo. Ok, și camioane în cotor. Aici oare? Da, HGV aici. Hai, boss. HGV aici și la... Mamă, cum e, mâncați-i și pula ta. Mama cum este, mama cum este și eu unde mă parcuez. Și unde schimbăm noi vagoanele aici și mama, nu mai români. A, ce șarge, șarge, șarge. Trota, iar tot, toată parcarea lui Trota, așa e și la, la Cambridge. Parchează ăștia vagoane peste tot, mâncava și pula voastră. Aici ce? Aici e intrare, nu se poate parca. Ok, am înțeles. Ok, aici nu pot parca. Mamă, ce aici? Și eu unde mă parchez? Unde mă parchez, băga-mea și pula în vagoanele lui Trota. 700 de vagoane. Uite aici un loc de parcare. Ia să vedem cum mă întorc eu, că am intrat greșit pe aici. Aha, uite și aici un loc de parcare. Aici îl putem face, cred că. Mamă, numai Trota coai. Trota, Trota, Trota peste tot. Ia stăm așa că ieșim noi pe aici. Și noi pe aici și facem altceva. Uite, facem așa.
facem combinația dama cu camelii. Așa facem noi. Să-l văd pe ăla pe unde vine și pe unde parchează. Că nu știu ce nu m-a lăsat aia să stau acolo, să fac schimbul de vagon pe stradă acolo, fără. Dacă, de fapt, stai că nu are cum să intre. Dacă nu are camion de ăla cu autorizație, nu are cum să intre. Unde eram în locul ăla de parcare? La Cilișa. Asta bus, aici parcăm. Ce vizuină de parcare, de servis. Ar putea să parcheze și ele acolo. Așteptăm. Așteptăm nemurirea sufletului acum. Aoleu, mamă. Aoleu, mamă. Revin. Cum să vă spun eu? Happy days sau ne-happy days? Am luat trailerul la colegul ăsta. El nu mai avea program. Nu era, avea și el tot camion de tramping. Putea să intre în Londra, dar nu mai avea program. Și am băgat la rampă. M-am descărcat în partea de jos. Și acum ce crede? Nu mai merge decărul. Deci am încercat toate astea posibile astăzi când mă sună ăștia. Yep. Ia, amintesc că ok, Bay 73. Now I'm over there because I cannot moving. Ok, thank you very much. Așa, și nu mai merge decărul. Bă, am încercat, nu e prima oară când nu mai merge decărul. Am încercat tot ce știam eu posibil cu decărul ăsta. Toate butoanele, controlele, tot ce am, ce știam. Nu merge sub nicio formă. Am mai venit acum un coleg aici englez, așteaptă rampă. Și a venit și el, m-a ajutat și el, a băgat și el mâna pe unde am băgat și eu. Și a zis, bă, nu e de noi, pentru că sunt blocate cele patru siguranțe care țin decărul, sunt blocate, nu se acționează sub nicio formă. Am încercat toate, ai vreo 3 variante de unde le poți controla și niciuna nu merge. Chestia e că mai e un buton care, normal, în momentul în care vrei să controlezi decărul, ar trebui să se stingă. Problema e că nu se stinge deloc, sub nicio formă. Și acum am sunat în firmă, am sunat ăștia la depanare și aștept. Tocmai mi-a confirmat că am așteptat o oră până vine aia. Să sperăm că am timp. Bine, e clar că ies de aici, descarc și o să mă parchez aici. Dar știți ce e și mai frustrant? Știți câți paleți am avut în vagonul ăsta? 22, frate. De ce pula mea a pus sus coaie? Că nu înțeleg. Bă, de ce a pus paleți sus? Când normal, bă, dacă lași decăr jos în cap 26 de paleți. La ce să pui 22 de paleți și să pui 2 sus? Sau nu știu cât sunt. Deci, noi, mi se pare... noaptea minții. Bă, noaptea minții, la ce pula mai pui coaie paleția? Dacă ai 22, la ce să împarți, să pui paleți sus? Degeaba, așa, fără rost. Da, cât dracu ceasul. 6 și un sfert, deci dacă vine la 7 și un sfert, sper să poată să-l repare repede. Bine, probabil 100% îl repare imediat, probabil e vreo siguranță, ceva, habar n-am ce poate fi. După aceea să mă descarc ăștia câțiva paleți câți mai am. După aia să mă duc să mă parchez. Bă, dar numai eu, bă, sunt așa de norocos câteodată. Îmi vine să-mi dau cu Tesla în coaie, atât de norocos sunt. Să dau cu Tesla în coaie și să nu mă ating.
Așa de norocos sunt eu. Vă mai dau un update după aia, că nu mai pot. Nu mai pot, mă iau nervii. Mă iau nervii nervoși. I'll be back. A few moments later. Fraților, mic update. A venit ăsta, a tras patru baroase la alea, la piedicile alea și a reparat tot. A încercat el pe aici, a zis că probabil e o problemă electrică, mi-a zis că dacă încarc mâine dimineață și după aia va trebui să să dai ardecărul jos, a zis 100% vor rămâne iar blocate și va trebui să bat cu ceva. Problema e că nu am nimic cu ce să bat. Am aici în cutia laterală, am o coarbă de la gen, cred că Cric sau ceva de, sau de roți, ceva de genul ăsta. Oricum n-avem nimic în camioane noi. Dar am găsit acolo un fier și am încercat să bat cu ăla. Păi mâncați și poate bat 10 minute să dau ăla la o parte. Mai ales când ele, e chestia că ele rămân blocate pe închis, adică nu rămân deschise. Pentru că mai e și altceva. De multe ori la încărcăturile Frozen mai, nu știu, rămân două se deschid și două rămân închise. E alea că rămân închise, ele cumva se deblochează în interior și tocmai de-aia dacă le bați, nu știu, cu un lemn, cu ceva, cred că v-am mai arătat eu prin vloguri chestia asta, băteam cu un lemn sau ceva și își reveneau, adică se puteau duce până la capăt. Problema e că acum ele rămân blocate. Iar ăsta a încercat prima oară, a bătut cu un ciocănel. Bă, face, n-am altă soluție ce să încerc, pentru că ceva e electric, e ceva care nu deblochează chestiile alea. Și face, trebuie să încerc cu un ciocănel să le bat ușor. Și a bătut ușor, ușor, chestia e că ele se mișcau, dar la un moment dat se blocau. Și după aia a zis, altă soluție nu am. S-a dus, a luat un baros și a început să dea cu ăla. Mamă, când a tras la niște baroase, mamă, știți cum s-a dus aia, se ducea, iar de obicei eu când băteam cu lemnul și le deblocam, se ducea așa, gen câte un pic, 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 e, la asta se ducea așa câte, nu știu, gen ca și cum ar fi fost pe o cremalieră ceva, pe o roată de aia din țată, se ducea așa câte 5 de aia odată, iar încă un pic, iar câte un pic, după care am încercat să le ridicăm iar, ca să vedem, bă, să vedem dacă merge cu siguranță, l-am ridicat iar, după aia am zis, hai să-l dăm din nou jos, pula, iar n-a mai mers, iar de-i ciocane. Și mi-a spus și el, bă, altceva nu am ca să-ți fac să pleci acum decât chestia asta. I-am sunat pe ăștia la birou, le-am spus care e chestia și am spus că or să vadă, normal, și că de dimineață ar trebui să încarc la căcația care v-am spus eu, la Katsuri, să ia pentru Witness. Dar, na, să vedem. Poate mâine nu mai face așa, poate își revine, nu știu. E tare ciudat. V-am spus, mi s-a întâmplat de multe ori chestia asta cu decărul, dar tot timpul am încercat să o rezolv eu și chiar mi-a reușit, adică nu prea a venit depanarea, dar acum chiar n-am avut ce să-i fac. Deci nu am avut nimic ce să-i fac. Acum am băgat la rampă, aștept să mă descarce ăștia, este 7:30, avem timp, încă 2:30. Dacă îmi dau 6 pale jos câți dreac mai sunt, mă fut în gura lor. Mi-am pus și ăla încălzit aici un orezuc, în cutiuța magică. Și cam atât. Vreau să amestec ăsta să se încălească tot. Și mai vreau să mai vă spun ceva, nu mai știu ce. Cam rezolvat, cred că ceva de genul ăsta, habar n-am. Da, ne vedem când plecăm de aici. Probabil să mă parchez aici pe pod acolo, sper să găsesc loc și să fac nănică. Auzi mai încolo. Oh, gata, frații mei peloponezi. Este 8, trebuie să ne parcăm. Mi-au spus ăștia că nu mai îmi dau nimic acum să mă parchez, le-am spus că mâine e posibil, dacă încarc decărul full, e posibil să nu-l las iară jos. Și am spus că și că mâine aș avea încărcare doar pentru, ca și cum ar fi single decăr. Nu vă împrăștiați, mă, acum, mă. Op, așa. Ia, uitați-vă. La fel, de ce-or fura căcaturile aia de cauciuc de aici, nu știu. Ce-or face fraților cu ei de acasă? Bă, nu știu, pe mine mă... Oricum, scrumierele cum apar, adică gen în camioanele noi, cum apar, nici n-apucă o oră, că deci sunt deja săltate toate. Nu știu care o fi șmecheria, ce-or face cu ele. Ha, să vedem dacă găsim și noi loc pe pod. Dacă nu găsim loc pe pod,
vedem pe unde găsim, să căutăm aici prin zonă, că știți cum e, mai greu cu parcatul. Am dormit super ok atunci pe pod. De fapt de două ori chiar am dormit și am dormit super ok. Sper și de data asta să găsesc loc. S-a mai dus o zi. M-am ieșit înainte, mai era un băiat de la Red Bordal și am ieșit înaintea lui și am impresia, cred că și el să căuta să se parcheze, pentru că inițial venise după mine, a zis că dacă e să nu repare aia decărul, zi, rămâne el, doar să-l dezagăți acolo în rampă și rămâne el să-l repar, dar dacă ăla l-a reparat foarte repede, am și terminat de descărcat și fix atunci terminase și el de descărcat și a zis că se duce să se parcheze și mi era așa, să zic, oarecum teamă, zic, bă, probabil se ieșește tot de locul ăsta de parcare, că e cel mai la îndemână aici, știi, e și aproape de drum și tot ce trebuie. Dar am mai stat, nu știu ce mai făceam acolo pe lângă camion și am fugit imediat. Am fugit, uite și aici era lay-by, bă. Bine, e cam urâțel așa să dormi acolo, dar... Oricum era închis, că era o mașină de aia de lucrări, de ceva acolo. Când am venit, eu erau pe pod două camioane care dormeau când am venit asta, la ora 5. Dar acum să vedem. Dacă or mai fi. Uite pe unde și-a tras perdelele, mâncați-i și pula ta. Cum să dorm pe aia, colegi, nebun? Păi aici, pe vine poliția și-l mut original. Cum să tragi pe aia perdele de acolo? Deci s-a oprit pe asta, așa. Ca și aici, în partea aia. Mamă, ce nebun la cap, fraților. Ce nebun la cap, bă. Spaniol ceva, adică era remorcă de asta, de Spania. Trebuie să ai puțină nebuneală la cap să te... Să te oprești acolo. Ești nebun? Bă, să văd două, trei cam pop sensul ăsta, e posibil să am loc. Da, e o mașină mică, deci nu cred, mă. Nu cred, mă. Dă-te-n mașina mică a mătii, o dubă. Ce-o căuta cu aia pe pod Dubai? Cum cu aia să te parchezi acolo, mă, mâncați aici, pula ta. Bă, păi ce am făcut, mă, bobiță, mă? Ce am făcut, mă, bobițică, mă? Stai eu să caut acum parcare. Futu-s duba dubelor. Poate avea și un loc în spatele ei? Ce să am un loc în spatele, că dita-i noroi acolo. Bă, dar de ce? Ce-o căutai, mă, acolo, mă? Mâncaia și gura ei de dubă. Nemurirea sufletului, ce-o căutai, mă, acolo, mă? Ia să vedem dacă pot eu să mă bag, să-i las loc să iasă pe-ntre noi sau ceva de genul ăsta. Ah, e pe pană. Bă, după asta nu cred că iese, mă, de aici niciodată în viața asta. Și îi las și loc să iasă dacă vrea. Lăsăm și loc să iasă dacă vrea. Îi lăsăm loc să iasă boss dacă vrea. Uite, are loc căcălău. Are loc căcălău. M-am speriat degeaba. Stai așa.
Lăsăm aici un pic. Așa, mă, boss. Că dacă e să plece ăsta, să poată să bage altcineva, ca lume. Uite și suntem aproape paralel cu Duba. Aude cât local. Și în spate chiar era noroi acolo. Am băgat eu vagonul noroi. Bă, nu cred că face Duba asta nimic aici. Cred că e inofensivă. Zic eu. Zic și eu. Opa, așa. Opa, așa și iar așa. Băi, frații mei, pe lăbuniți, gata. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Ziua de astăzi, sâmbătă, mai avem duminică și luni. Și gata și săptămâna asta. Mâine cred că lejer, nu știu, nu mi-au spus ăștia ce încarcă, o să ieșim de dimineață. Chiar nu știu ce aș putea încărca. Ne vedem de dimineață. Hello, hello și bună dimineața și bună seara și bună ziua și guten morgen și numai bonjour și bonjurică. Băi, frații mei peloponezi, bine ați venit în a treia zi de trucăreală. După cum probabil ați văzut în acel timelapse, cred că pun timelapse-ul pentru că nu știu ce s-a filmat și cum s-a filmat. Suntem la Sittingbourne, undeva aproape de unde am fost atunci, insula aia, Isle of Sheerness, morții măsii. Am venit la un Morrison, este pentru prima dată când vin aici și am venit să încărcăm niște de-astea, lădițe de-astea de plastic și le ducem undeva lângă Nuneaton. Evident, pentru mine este prima oară când ajung acolo. Am uitat eu un pic parte, nu știu, o zonă industrială destul de ciudată așa. Sunt niște staduțe foarte, foarte, foarte mici și foarte întortocheate și nu-mi dau seama ce și cum. Nu-mi dau seama cum e pe acolo. Mult n-am avea de mers până acolo, va trebui să ieșim înapoi pe M25, pe M1, M6, după aia Nuneaton. Este oarecum undeva foarte aproape de Gist, unde mă duceam la descărcat. Chiar am dormit într-o seară acolo. Să vedem. Nu știu de ce tomtomul meu mă bagă să ocolesc zi.
M25 prin partea de sud, să mă duc pe M40, să ies după aia pe la nu știu unde, pe lângă Coventry și după aia să ies pe M6. Adică e gen de aia, ca și cum te scărpina peste cap, dar nu înțeleg de ce. Bă, la ce îți mai dăm o cod, mă, dacă nu-ți deschide asta, dacă îți deschide automat? Doar ca să mă facă pe mine să dau geamul jos, să mă enervez, a? Bă, e pentru prima dată când vin aici, a fost ok. Am căutat puțin biroul ăsta de încărcare, pentru că editai site-ul aici. Ați văzut câtă parcare au afară, evident, plin de români pe aici. Oamenii bagă șlafăn, șlefănel. E bine de ținut minte parcarea asta aici. Mai ales cred că e și safe. Am văzut și WC-ul acolo. Te doare la banană. Așa. Da, ziceam că nu știu ce GPS-ul ăsta mă bagă pe... să ocolesc pe acolo, când eu mă pot duce să traversez înapoi. De fapt, trec prin tunel, dar Ford M25, M1, M6 și am asta acolo, nu știu ce mă bagă pe la Newnita, în Coventry, Warwick, pe acolo, să ocolesc toate alea. Nu pot să-mi dau seama. Deci chiar nu pot să-mi dau seama. Bine, am mâncat GPS-ul doar să pot să ies de aici. Hai că-i dat și tu semnal. Am mâncat GPS-ul doar să ies de aici. Pentru că știi cum e, prima oară când vii aici nu le ții minte chiar pe toate. Dar aici oricum ieșim în M2, A2, M25, M1, M6 și după aia pe M6 ieșim, cred că la ieșirea 4, oricum pe A444, acolo trebuie să ies, la ieșirea unde e la GIST. Iar ăștia sunt gen următorul sens giratoriu după GIST, deci foarte, foarte lejer. Bă, pe aici am venit eu, mă? Da, mă, pe aici am venit. Nu mai știu pe unde am venit, dar putem, mă, că asta e așa. Dar să văd indicator, că aici nu-l vedeam. Și nu ziceam, am impresia că trebuie să mă duc drept. Sheerness. Isle of Sheerness. Cred că se numește insula asta pe care am urcat noi atunci. Se și vedea de la ăștia din curte, se și vedea podul. Bă, am dormit aseară destul de binișor. Doar că pe la, cred că era 4 când m-am trezit. Să nimerii să răsăstea doi, frate, de vorbă cu motoarele fix lângă cabina mea acolo. Evident, motoarele pornite, uite, nu știu să vede podul cât e de înalt. Vedeți cum se vede? Și e și așa pe curbă. Uite. N-am putut eu să fac poză de acolo din curte de la ăștia pentru că aveam un tomberon de la în față. Au, stai că nu fac stânga. Facem a doua stânga. De pe aici. Iartă-mă pe mine, dubă. Da, frate, și au stat aia cu motoarele aia pornite, bă, lângă cabina mea acolo, frate. Bă, dar nu știu, mă, ce vorbeau, erau doi, cred că negrutei, doi ăștia pakistanezi, că nu se înțelegea nimic din ce vorbeau. Și am tras perdeaua, și am zis, bă, ce până să aude, compresor, trag ăștia motorine, mă fur aici pe podul ăsta, pula mea. Și am tras puțin perdeaua, așa m-au văzut și ei, și după aia au mai stat, nu știu, gen 10 secunde, 15 secunde și după aia au plecat. Bă, dar să-mi bag pula în gură dacă nu-ți drângăneau motocicletele alea, le lua dracii. Măcar dacă să dau și ei mai AKT un pic, mai în față, mai în spate. Nu, bă, fix acolo, în drum, fix lângă capul meu, lângă cabina mea. Da, ce să faci? Ăsta e riscul. Când dormi, pe unde dormi. Când nu-ți plătești și sparcări ca oamenii să
să poți să dormi și tu liniștit. Uite, dai de trafic, dai de zgomot, de dragi, de laci, de maci, dar cine să înțeleagă? Ei dacă habar n-au, ei cred, bă, ăla obosit, pune capul jos, nu mai trezește nimic. De-aia tot zic eu cu programul ăsta de muncă, că nu interesează pe nimeni. Mai știu să fac studii în toate căcaturile posibile, dar să pui niște senzori pe un om care doarme și face meseria asta, ca să-ți dai seama cât de bine doarme sau cât de odihnitor e, oha, îi doare în pulă. Îi doare fix în pulă. Sunt alții care nu suportă o muscă să o audă și nu mai poate să doarmă. Dar noi că dormim cu frigider în cap, în trafic, pe marginea drumului, pe-n dracu ste pieptene, pe-n toate alea, nu mai interesează pe nimeni. Nu mai interesează pe nimeni. Cu plăcere, boss, cu plăcere. Da. Haideți la New Newton. Ia mă, hai că mi-am adus aminte că am zis eu că pe tunelul de double decker e limita de viteză mai mică. Eu așa țineam minte și știu că mereu am trecut așa. Sunt curios acum dacă e. Că mi-a spus mulți, domne, că nu e, că e aceeași limită de viteză. Bă, eu știam că sunt diferite. Acum, având double decker, folosim tunelul din dreapta. Sunt curios să văd dacă este cum am spus eu. Cu 40 de mile limite de viteză. Nu e, bă, 50. Ce naiba? Bă, dar știam eu, mă, ceva sau poate nu prin tunelul ăsta am trecut. Au. Bă, dar așa țin minte. Bă, aveți dreptate. De data asta nu vă pot combate. Chiar aveți dreptate. Sau poate am prins eu atunci când încă se mai lucra și erau limitări. Nu mai țin minte. Chiar nu mai țin minte. De fapt, țin minte sigur că undeva era 40. Nu mai știu unde, cum și când. Sulerin. Hai de boss-ul meu. Nu merge DAF-ul? Gata, a murit, nu mai trage? Bă, să sperăm că nu o să fie prea aglomerat. Avem 25, că avem ceva de mers. Pulerin, pulerin, nu schimbi și tu banda? Sau nu vrei? Toate că te-aș putea depăși pe partea asta, că aici încă este național, nu e încă M25, e A282. M25 va începe de aici, după A13. Da, n-are niciun Dumnezeu ăsta. Ori are pe cineva. Bine, n-are pe nimeni, dar pula mea, de ce să se mute el pe banda pe care trebuie? Aha, hai băgați-i mâna în sân la coaie. Sau băga-mi mâna în sân la coaie. Ia uite, m-am rămas eu.
ziceam de el că nu merge și rămăsesem eu cu pilot automat la 50. Uite, de aici începe M25. Deci pe bucata aia puteți folosi a treia bandă fără niciun fel de problemă. Și la fel și după pod mai e o bucată tot așa. Nu știu exact de unde începe M25, cred că de la intersecția cu cu A2-ul sau puțin mai, nu, cred că mai în față, cred că de la intersecția cu M20 începe M25. Deci e o bucată de câteva mile în care nu e pusă ca și autostradă. Are numirea de A282 și poți merge și pe banda a treia. Sunt o grămadă de poze și de filmări pe grupurile de Facebook cu camioane care folosesc în aglomera banda 3 și sunt mulți domne că n-are ce căuta acolo și nu știu ce. Și după aia realizează că de fapt ăla nu este M25, deci nu este autostradă. Iar camioane nu au voie doar pe autostradă, pe ultima bandă, pe banda 3 sau 4. În rest, pe orice fel de național, cu oricâte benzi ar avea, poți folosi ultima bandă fără nicio problemă. Asta doar dacă nu ai restricție. Uite, spre exemplu, pe A1 la Newcastle ai o porțiune destul de mare în care camioanele nu pot folosi ultima bandă. E scump la zi becul, să dai și tu un flash-uit mic. Tu vă în gură de leneș. Leneș și vieții. Da. Hai să sperăm că M25 va fi ok. Băi, frații mei peloponezi, am ajuns acele șapă zonă. Locația mea e undeva în partea aia. Deci în zona asta industrială. Chestia e că m-am tot uitat, sunt niște drumuri care undeva se blochează. Iar alt drum o bagă pe undeva, exact pe unde mergem acum, dar intrăm un pic oarecum printr-un cartier, printr-un oraș. M-am uitat pe Google Maps, din ce a văzut așa cu satelitul ăla, cu zoom-ul, n-ar fi rău. Și pare și cam singura cale de acces. Nu știu cum să vă zic, în partea asta unde era semnul de zona industrială, unde erau, sunt ceva depozite mari, e chestia că sunt străzi, dar se blochează, adică gen pentru 10 metri nu mai e niciun fel de stradă, adică rămân blocate undeva acolo. Haide, fată, ieși. Nu iese, mă. Maică, Doamne, că mare ți-e puterea, mâncați și pula ta. Cum, bă, să nu ieși, mă? Uf. Hai să vedem acum. E un drum cu B4112. Tot ce pot spera este că e ok. Da, se vede zona industrială în partea aia, dar eu știu ce să zic. Sper totuși că nu vom avea niciun fel de problemă. Ah, uite un alt camion. Deci nu cred că e problem. Dacă a venit alt camion de acolo, cu siguranță nu e problem. Ok, și acum aproape în capăt de tot, facem iar stânga. Dacă vine și Buffalo, hai boss, că avem loc amândoi, mâncați așa. Bă, mulțumesc, dar aveam loc căcălău amândoi. Adică mai băgam încă unul între noi. Opa, a, de fapt prima stradă e interzis camioane. Iar a doua, eu pe a doua ar trebui să fac stânga. Stai boss acolo cu Jaguarul. Deci asta este, nu este bună pentru camioane.
pe Bermuda Road, adică pe următoarea de aici. Ia să vedem, noi nu avem niciun indicator să ne zică ceva. Vedeți că mușchi și eu un pic. Pune GPS-ul, mi-arată să fac dreapta. Ce trag pe aia, mă? Și Hazelway. Aia e strada pe care trebuie să ajung eu. Hazelway. Dăm și noi ușor pe aici. Da, mă, uite, camioane pe acolo. Deci e ok. Este ok. Ok, ok. Mamă, urât e să stai pe aici, să-ți treacă camioane într-una. A? Par fi urât. Și ne avem firma IFKO. Pe Hazelway. Adică pe asta de aici. Ia uite-l în față, IFKO. Acolo trebuie să ajungem noi. Intrăm direct aici, a? Goods inwards, aici. Opa, 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 așa. Aha. Nesting trace, de-astea am eu. Nesting trace. Uite, cutii de-alea așa. Așa, să vedem cum ne punem și noi și unde ne punem. Nu încurcăm pe nimeni. Ia să mă duc eu repede să vedem care-i treaba. Băi, frații mei peloponezi, gata, mă, și aici. Am terminat. Parcă venea cineva, da? Am văzut eu bine. Și acum mergem la Bardon International. Au, nu la la Oakland International, în Bardon. Dacă mai țineți voi minte, stea care m-a obligat dat în curte, nu mai puteam să ies, nu vreau să-mi dea cheile, după aia am închis poarta. Mergem acolo să încărcăm pentru Scoția. Nu știu dacă o să ajung eu în Scoția sau nu. Chestia e că trailerul ăsta trebuie lăsat pentru revizia de 6 săptămâni. Hai, boss, vino. Trebuie lăsat pentru revizia de 6 săptămâni, deci trebuie să ajung cu el în firmă, să-l descarce, să-mi încarce marfa în alt vagon și cu ăla să plec spre Scoția. Acum, Dumnezeu cu mila, să vedem cum facem. E posibil, cred că să nu prea am eu așa mult timp să ajung și în Scoția. Mâine oricum e ultima mea zi, mâine am doar 13 ore. Dar vom vedea. Ok, asta face stânga, acolo se face roșu. Avem loc? Avem. Parcă pe aici am venit, nu? Nici nu am băgat în GPS direct. Facem, știu că am făcut dreapta de 2 ori. Deci după aia facem dreapta și ieșim în 444. După aia trebuie să ieșim în M1. O să ieșim pe acolo, pe la rugby, pe la truck stop-ul ăla nou. Și să mergem să încărcăm la idioția. Sper să nu stau prea mult pe acolo la încărcat. Am mai încărcat de astea, de vagoane de Falkirk de acolo și am cam stat așa, cam 2 ore jumate. Uite, a început ploaia. Am dat de dimineață de ceață pe acolo, pe zona Londrei. Am venit încoace, era
mare frumusețe de vreme, soare, nu știu ce, acum a dat-o în ploaie. Toate anotimpurile în 3 ore. Am mai bifat un loc pe hartă, am băgat și aici o steluță. Așa fac, pe unde mă duc, fiecare locație, o bag pe Google Maps cu o steluță. Am văzut că probabil mulți faceți așa. O steluță, o inimioară. Dacă nu s-a umplut harta asta. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta și când eram pe comunitate. N-am băgat-o prea mult, dar am fost în multe locuri. Hai, boșii mei, cu tupeu. Așa, mă, boz, mă, așa, mă, repede. Mamă, ce fel e sensul ăsta, giratoriu. Dreapta. Oh, dar stai, mă, că putem să ieșim pe M69, mă, și ieșim și mai în față. Da, mă, mă duc pe M69, mă. De ce să mă duc eu pe M6 în jos, că mă pot duce pe M69. Haide, boss. Așa, Bardo nu e fix după Leicester, iar eu după M69, dacă intru pe M69 o să ies pe M1 fix la Leicester și e super perfect. Așa și fac, nici mai mă duc pe acolo. Puteam să ieși pe aici, bă, acum am avut aminte, bă, 444 ăsta. Mă duceam spre cei... dar de fapt nu, mă, că am podul acolo, stai, că am pod, am decăr. Avem podul de 4,5 metri de pe aia 5, deci nu puteam să mă duc. Hai, boss, repede. Da, nu puteam să mă duc. Sper să-mi ajungă motorina asta, mai am un sfert de rezervor. Oricum ce încarc de acolo o să fie foarte greu. Adică încar marfă chill și asta de obicei e grea. Asta de obicei e grea și să vedem după aia. De fapt, oricum nu mă interesează că ăștia schimbă marfa. Nu mai mă interesează dacă mai merge decărul sau nu. Așa că să fie sănătoși. Da. Haideți la Bardon. Bă, să dea draci dacă nu e jale cu firma asta. Bă, e jale, bă, cu ei, jale pe vale. Dar să punem și noi astea ca farurile. Opa, m-a luat sughițul. E frig rău afară. Brr. Este 4.5 fără 20. 4 jumate. Am venit la 2 jumate aici. Și trebuia să iau 14 paleți. Câți paleți credeți că a luat fratele Adrian? Exact. Un palet am luat. Un palet pentru Falkir, când au zis ăștia de la mine au nebunit, face cum un palet? Zic, păi atâta mi-au dat un palet, am și acte și tot. Și face... Nu e ok, stai așa că sunăm noi. Au sunat ei, au nu știu ce, au făcut pe dracu să ia. Că, domne, da, un palet ai. Că oricum nu te mai duci în Scoția, că n-ai cum să te duci cu un palet în Scoția. Vii și-l decartezi aici la firmă și vedem, îți mai dăm după aia un alt job. Jale, bă, cu ei. Jale. Auzi tu, un palet, bă. Și ăștia aveau pretenția să și ducă probabil în seara asta acolo. Sau mâine dimineață, când dracu era descărcarea. Chestia e că acolo la Asda Falkir de obicei nu prea te duci cu altă marfă. Chill, mă refer, cu congelat te duci, dar chill, cu altă marfă nu prea te duci.
decât cu ce încarci de la ăștia de aici. Și pe Scoția nu prea ai de-astea chill descărcări, ai numai de-astea congelate pe acolo. Chill ai pe la Tesco, la Asda și la Morrison, la Bells Hill, la Tesco, la Livingston și la Asda, la Falkirk. În rest nu prea ai, n-ai altceva. Și astea, să fiu sincer, nu știu dacă sunt două vagoane pe zi în zona aia acolo. Nu cred că... Ia uite și pula cu câinele pe unde traversează, mâncați și pula ta. Bă, ce formă de retard ai, mă? Sunteți pulbere ăștia. Da, și plecând spre firmă, bă, am un sfert de rezervor, îmi ajunge, nu mai... N-are rost să mai mă opresc să alimentez, să alimentez, nu știu, 50 de litri de undeva, că cu siguranță ajung. De fapt, ia stai, mă, așa, că avem pe aici trip computer. A trebuit să-mi arate. A, uite, că avem aici 350 de km până rămânem fără. Eu am până în firmă, nu știu dacă am 200 de km până în firmă de aici. Cam 2 ore fac. Deci nu cred că am 200 de km sub nicio formă. Și oricum e gol, merg gol, ce dracu. Așa că nu mai alimentez, alimentez direct în firmă. Alimentez în firmă și vedem după aia dacă ne mai dau ăștia. De fapt, ce eu mai mi-ar, mai mi-or da. Cât e? 4 jumate la 6 jumate, 7 până alimentez, până las vagon. Se fac 12 ore, nu cred că mai îmi dau job, cred că îmi dau job pentru mâine dimineață. Să mă duc acasă. Dacă, bine, dai seama, dar nu sunt cretin dacă dorm în curte să nu mă duc acasă să dorm în patul meu. Și uite, acum eu vreau să mă și opresc pe drum să fac duș. Și acum sunt în dubii. Bă, dacă ajung în firmă și îmi dau ăștia job pentru mâine dimineață, de fapt, cam orice job mi-ar da, oricum n-am ce să fac să descarc. Deci probabil pentru mâine dimineață, așa că pot să-mi fac o pauză în firmă fără niciun fel de problemă și să mă duc acasă să... Îmi arunc niște apă caldă pe mine și un săpun, nu? Să fac niște un dușul lache. Și cred că așa și fac, mai mă opresc acum. Da, 100% așa fac. 100% așa fac. Așadar, frații mei peloponezi, ne vedem direct în firmă. În firmă, firmă, firmă. În magnifica firmă. Evident că aici pe urcările astea o să cam scadă motorina acolo, să zică: "Bă, stai așa că ăsta merge greu, ba ba bam, ba ba bam." Dar nu, mi ajunge un sfert, mi ajunge 100%. Sunt gol, n-are cum să nu mi ajungă. Uite ce mișto se vede luna. Mamă, că de șmecher se vede. Mai sunt porțiuni pe M62. Când iese răsară luna așa vara, târziu, cum ar veni, gen 9-10. Mamă, sunt niște porțiuni, nu știu cum e chestia. În funcție de ce unghi de privire ai, câteodată se vede foarte mare, frate. Adică se vede gen deasupra dealurilor lor de la, dintre Manchester și Leeds. Bă, da, se vede lună, tată, exact ca în pozele alea editate. O lună de-aia imensă, mare. Mamă, mamă. Mamă, mamă. Da, hai în firmă și ne vedem după aia. Frățiorii mei peloponezi, băga mea și mâna în sân la ouă. Să-mi bag mâna în sân la ouă singur. Aoleu, am ajuns în firmă. Și m-au încălțat ăștia cu niște livrări mâine. Am 4 livrări mâine, așa ca de ultima zi. Băga mea și mâna în sân la ouă. Să-mi bag eu mâna în sânuț la ouțe. Avem 4 livrări în zona așa. Avem prima la Westry, pe lângă Chester pe acolo. După aia avem una în Chester. După care avem una în Liverpool. Și după aia mi se pare că ultima tot în Liverpool. Uitați așa că îmi pierd pe aici actele astea. Ia stai așa, Oswestry, nu mai știu cum morțului să zice. A, una în Flint, adică da, Chester pe acolo, Liverpool și Liverpool, da, deci două în Liverpool. Sunt oarecum în zonă,
Da, pula mea, 4 livrări, mă. Nu-mi găsea și mie una de aia. Mă ia cap. Mă ia capul, capului din cap. Și prima livrare e programată la ora 7. Pula, nici n-am cum să ajung la 7, încep. Și nici nu știu până unde mă duc în seara asta. Probabil o să mă opresc undeva pe M62. După ce iau vagonul, trebuie să-și ies afară să mă văd cu Florin, un băiat care a tocmai descărcat pe aici, pe la noi. Și omul s-a parcat și să stau și cu el 10, 15, 20 de minute. 58-2019. Dâng. Și mă așteaptă omul de ceva vreme, frate. Am zis că termin și eu repede, că agăț, că fac, că drag. Pula, am stat după ăștia să-mi facă job, să mă căpieze. 58-2019. Stai să vezi de bea-l găsesc eu acum. 58-2019. 56-2019. Asta nu. L-am găsit pe fraier, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că l-am găsit pe ciun palidic. Da, bă, ăsta e. Vedem ce de asta avem, 487 trebuie să avem în ultimul palet scris. 487. Florine, dacă o să te uiți la vlogul ăsta, o să vezi de ce am întârziat. Am întârziat că a trebuit să și alimentez, am băgat 400 de litri. Vezi seama că am stat ceva. După aia lasă vagonul, bagă AdBlue. Ne ajunge că e frozen ăsta. Nu ne interesează foarte mult. Avem rezervor mare. Așa. Cât am zis, mă? 487. Ăsta e. Bank. Sigiliu acolo. Nu ne interesează. Și eu ziceam că mai spăl și camionul. Mai frec și pula. Și pula o frec. Unde dracu m-aș putea eu opri? În maxim cam o oră jumătate. Deci aș ajunge cam până pe M60. Pe centură la Manchester. M-aș putea opri unde pula mea? În zona industrială de la Middleton, cred că. În altă parte nu prea aș avea unde. 58-2019. Bă, n-am verificat nimic la vagonul ăsta. Bine, de obicei stă în regulă, nu prea avem probleme. Merge semnal. Merg stopuri pe frână. Merge marșarier. Suntem ok. 58-2019. Unde ești, boss? Hai, mâncați-a și încarcă-te. Florine, uite din ce cauză nu vin. 20-20. Haide, mă. Ok. 14 single. 58-2019.
Ok, save. Rode. Home. Gata. Asta jos. Lumina din spate închisă. Hai să mutăm asta la 14. Bine că nu m-am murdărit. Și nu cred că mai am nici altă bluză la mine. Aula. Luăm o guricică de suc. Și am plecat spre tine, Florine. Spre salonul de parcare lângă el. Când am trecut, era singur în parcare. Sper să fie și acum tot singur. Să pot să mă parchez și în spatele lui. Stau și eu 10-20 de minute cu el. Și după aia îi dăm bătaie. Până unde putem. Cred că el îmi dă mesaj. Da, gata, frații mei peloponești, ce să zic, ne vedem mai dimineață, luni, ultima zi, 4 livrări, o să fie haos. Tot traficul din lume, Lea Adrian, pe M60, na, o să vedeți mai dimineață, fac pariu. Fac pariu. Nu plecați, vlogul continuă să continue. Neața, frații mei peloponezi, și bine m-am găsit la ultima zi, care va fi cea mai haos zi. Ultima zi de trucăreală, direct de pe banda 3. Evident, M62-ul full și pe o parte și pe alta. Toată lumea la muncă, se întorc acasă, la dracu să-i piepte, nu știu ce să fac. Și exact ce v-am spus aseară, o să prind fix nebunia de trafic fix în miez, adică acum. Pentru că pe la 8 cam toată lumea începe munca, școală, dragi, laci, maci. Și acum se deplasează toți. Am plecat și eu de vreo 10 minute. Momentan am mers ok, adică nu am stat blocat sau ceva. Nici nu a fost coadă sau ceva anume, doar că foarte aglomerat, foarte multe mașini. Mulți care de-abia merg, evident. Și se anunță și o zi de aia cu soare la nebun. În spate e un mare răsărit super. De fapt, uite, vin pe partea asta acum. Până acum l-am avut în spate. E un mare răsărit superb. Ia uite, unde s-or băga, mă, mâncați aici talentul tău? Unde te băga, mă? Unde te bagi, mă, băgaței și făcearei și... Ha, bă, mamă, și acum pui frână. Deci dacă nu pui frână, ești cel mai prost. Uite-l, mă. Ai avut norocul ăsta că te-a lăsat cu what the fuck ăsta. Ai avut noroc că te-a lăsat, că te lăsat la niște claxoane și la niște flash-uri de mamă, mamă. Mai contorizăm și noi un overspeed pe lângă alte 7552573 de milioane. Iau tu și pe ăsta. Bă, unde pula mea vii? Băga mea și pula măta. Te-ai trezit? Luați-aș containerul în pulă. Venea aici, bă, pe mine călare. Putul în gură cu containerul lui, cu tot. Da, mă, că am dat de morții vii pe coborâre, bă. Bă, pe coborâre am dat de morții vii. Bă, dacă nici pe coborâre nu mergeți, unde mergeți, mă, mâncava? Și că acum urmează 3 km de urcare. Ia uite-l cu aia pe ăsta cu containerul. Bă, ce pula mea, mă, retard. Hai să dăm și noi aici pe power. Deci dacă te-ai oprit aici containerule, luați aș Renault în pulă. Dacă ziceam de oraș, munceam și eu pe bandă de altă. Ai, mersi, după ce te-am înjurat, îți dau și un mulțumesc. Au, ce urcă nebunul pe power. Aha, pe partea aia să cam face coadă deja. Au, uite luna, mă, iar. A apărut luna nebuna.
Deci uitați-vă și voi cum sunt încărcat full. Am și ceva greutate, nu sunt ușor. N-am tonaj, că nu știu ce să vă zic. Dar uitați-vă ce urc aici. Și are 3 km urcarea asta. Deci am început cu 85 mai jos și acum am 88. Și e urcare. Bine, am dat cutia pe power. Păi ce am făcut, bobițe? Nu mă puneți să frânez. 89, 90. Deci la mine pe urcare câștigă viteză, nu se pierde. 90 pe urcare, cu a 11. Evident e în power și trebuie să stea turată. Dați-vă așa că depășește Adrian tot să-mi bat pula când nu mă mut pe banda a patra. Înapoi, da. Deci nu urcă nici mașinile mici cum urc eu. Și ca să vă, deci oricum, ca să vă dați seama cam ce tonaj am, peste 4 tone am sigur, pentru că e liftanta dată jos automat, adică n-am dat-o eu, stăia dată jos, de obicei după 4 tone se dă jos. Eu cred că am undeva cam la 10-12 tone, ceva de genul ăsta. Așa, știi, după ochi, cum o simți. Păi ce ai făcut după daunul ăsta? Ai înapoi aici, la depășire, 75 ia. Haide, fata mea. 77. 80. Hai mă că trage Volvica de 500 de n-ai văzut. Trage Volvica de 500 de mănâncă asfalt, 85. Și încă nu s-a terminat urcarea. Încă nu s-a terminat urcarea. Undeva aici se termină, unde e semnul albastru. Cam pe aici. Cam pe aici a scăzut și consumul la 30. 29. 30, aici e. Deci aici merge cum trebuie să meargă normal. Și acum urmează iar o urcare mică. Băi, gata că aoleu, am uitat, eu mai am decât vreo 20 ceva de minute pe camera de filmat și azi avem zi lungă, avem 4 locații. Deci noi de aici, de acolo. Ne vedem când ajungem la prima locație, la Austri. Chiar sunt curios cum dracu să citește orașul ăsta, Austri. Care stați pe acolo, ia spuneți-mi și mie. Băi, frații mei peloponezi, ajungem acum la prima livrare. Bă, și mi se pare cunoscută zona. De fapt, nu că mi se pare cunoscută. Aici mi-a reparat 535-ul. În zona asta este un specialist pe motoarele de M și asta, N54, N55, B58. Astea care sunt puse pe 235, 335, 435, 535, 640, pe chestiile astea. Și doar puțin mai în față. Și acum mi-am adus aminte, când am văzut că ajung aici, zic, bă, să mor mă, fix aici în zonă sunt... E băiatul cu garajul. Deci până aici am venit să las mașina. Și trebuie să ne întâlnim pe Glover's Meadow. E gen o intrare. Autu-și pe madam, ce faci madam? Cu colanții aia în cur. La prima ora dimineții așa. Trebuie să fie prima la dreapta. Și ăștia cu garajul sunt puțin mai sus de aici. Deci cic aici ar trebui să fie Little Food Company. Ia să vedem noi. Little Food Company. Aha, uite-o, am văzut-o. Oh, scuză-mă, boss. Te-am văzut cam târziuț, să fiu sincer cu tine. Ok, și cum se intră la ăștia? Cum intră eu de ăsta, de fapt?
nu cred că intru, cred că mă parchez aici și mă duc și întreb, că n-am cum să fac virajul, o să-l agăț pe ăsta. Mamă, nu se mai vede nimic în oglind, să moară măsa. Bă, sper că aveți loc să treceți pe lângă mine. Mă duc să văd ce și cum. Așa, hai că a plecat și ăsta. Și va trebui să dăm cu spatele în curtea asta, aici. Două secundici. Bă, și mei care sunteți acolo, va trebui să mă așteptați și pe mine un pic. Dau și eu cu spatele. Mamă, deci nu mai văd nimic în oglinzi. Nu se vezi termen aparat. Da, să spunem că nu ne suim pe nimeni. Eu nu văd nimic în oglinda aia, mă jur. Mai bate și soarele. Aha. Mamă, dar ce soare. Bă, cea mai urâtă vreme posibilă asta. Umezeala asta de la frig plus soare. Deci nu există vreme mai urâtă. Banca Boss. Deci eu acum nu văd nimic acolo, dacă e stâlp, dacă e ceva. Să moară măsă dacă văd ceva. Nici de la... Trebuie să dăm puțină dezaburire, poate să mai duce gheața aia. Gheața aia, murdăria aia, apa aia. Mamă, dar și geamurile sunt murdare. N-ai frate, că e numai... Nămol de la praf de la. Aha, hai că mergi. Păi nu începi tu acum cu frâna. Descarc și eu. După aia când plec de aici să șterg oglinzile, că e nasoală situația. Bă, cred că e ok, dacă nu e nimeni acolo să-mi zic că eu mă opresc. Am zis, tu nimic nu se mai vede cu aia. Le șterg după aia când plecăm. Băi, frații mei, peloponezi, gata aici. Am dat repede 6 pale jos. Cu toate că pe acte mie îmi scriau 2 paleți, până la urmă au fost 6. Ok. Și acum mergem la a doua livrare, la Flint. Am luat și niște hârtie să mai șterg geamurile astea, oglinzile le-am șters, altă viață. Cu toate că geamurile nu prea am avut cum să le șterg. Hai, boss, că mi se duce timpul pe cameră până ies de aici. Da, mergem la Flint, gata, nu mai filmez, că nu mai am nici minute multe pe cameră și să mai ținem să încheiem măcar ziua asta. Așadar, haideți la Flint. Bă, ce frumos se vede acolo marea, oceanul, bine, acum e la reflux, dar se vede șmecher rău de tot aici. Băi, frații mei peloponezi, ajungem acum la a doua livrare. În schimb, aici a doua livrare este cu una bigas problemas, adică una mare problemă, pentru că postcode-ul este pentru o întreagă zonă comercială și industrială în același timp. Acolo, în zona respectivă, mai avem 2-3 locații în care noi încărcam, în schimb n-am descărcat niciodată pe acolo. Am dat cu fratele Google după numele din factură, nu există. Nu știu, nu o găsesc sub nicio formă. Deci e posibil să aibă alt nume. Și ca dracu o să fie. Fix ca dracu, nu știu cum o să-i găsim. Chestia că zona respectivă e și foarte aglomerată, că e și zona comercială.
dar încercăm să vedem. Avem Unit 19. Am dat pe Google să văd ce firmă ar fi la Unit 19, gen cu astea de în cartea de adrese, dar ceva nu găsesc, frate. Unit 19 nu găsesc sub nicio formă. Și o să vedem acum. Dacă mi-aduc aminte, n-am mai fost pe aici de vreo 2 ani de zile. Prin zonă. Orașul Flint, evident, este în Țara Galilor, nu este în Anglia. Așadar, dacă o să vedeți semnele inscripționate cu câte două, în două limbi, din cauza asta, pentru că în Țara Galilor sunt semnele mereu date în două limbi. Slow, Araf. Vedeți? Slow, Araf. Hospital. Izbiti. Deci înțelegi mai mult decât nu trebuie. Ok. Opa, așa. Ia să vedem noi aici, căci că ar cam fi o hartă. Bine, ce poți să vezi în mers scrisă și așa mic. Unit 19, Creative Foods. Dar cine a văzut harta aia? Babau! A? Cine credeți că a văzut harta aia? Lute! Creative Foods, deci asta am văzut. Și acum caută tu Creative Foods, Adriane. Asta se va și bloca, strada asta. Creative Foods. Dângă, 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 dângă. Unit 27. Uite-i mă, fute-ma și în gura lor. Mă duc să văd pe unde se intră. Ok, haideți că am rezolvat-o, am găsit curtea, nu era unde m-am oprit, eu aici mai în față. De fapt, acolo intră aia pentru mașini mici, aici e pentru camioane. Chestia e că trebuie să dăm în față un pic și dăm cu spatele de pe partea cealaltă, de pe blind side. Mai este să căci că n-am unde să întorc în față. Și e oarecum mai binișor că e puțin câș intrarea și nu e chiar la 90 de grade. Doar că e căcatul ăsta de soare. Mamă, se vede mama ceva acolo. Așa, mă, acum se vede. Acum văd chiar și eu, nu vede doar mama. Dacă, cred că nu mi-a să impă nimic. Nu mi-a să impă nimic, puțin pe bordura asta. Dar vorba aia, n-are relevanță. Așa, și aici acum atenție la gard. Mașini de gard. Bă. Așa, nu m-am dus bine. Și trebuie să ies de aici. Și o să am nevoie să... Așa, să mă învârt un pic. Mulțumesc, Danke Schalke. Ce pula mea încălca, mă? Papă, bordură, bă, cred. Pe colțul de bordură.
Tot proza m-am băgat. Nu e bine. Nu e bine, boss. Nu e bine și nu știu de ce nu e bine. Pentru că am intrat proză prima dată, de-aia nu e bine. Băgam aia și... Am intrat proză prima dată. Mamă, și trebuie să trag și de-și pe paleți afară. Aha, uite, mă, acum e bine. Deci liniile aia de-aia sunt trasate. Acolo intră camionul. Smart. Uite așa. Hai, boss, urli și tu, e bine, nu e bine? Bă, dacă nu urlă nimeni, înseamnă că e bine. Mă întorc. Aici am o cealmă, vă dați seama. Și acum căutăm adresa, că nu știu exact unde sunt ăștia. Și că ar trebui să fie pe aici, pe undeva, cu toate că strada asta mi-arată cu interzis. Da? Au. Bă, cât de șmecher se vede aici. Bitfood, uite-i mă, fute mașini în gura lor. Bitfood, Bitfood, pe unde să intre la Bitfood? Aici este Jeffco. Bitfood, Bitfood, cred că pe aici se intră, da. Și am ajuns și la ăștia. Băi, nu mai am nici mult de filmat pe cameră. Mai am vreo 7-8 minute, ceva de genul ăsta. Deliveries only. Ok, boss, dacă tu știi, dacă tu zici deliveries only. La o poartă mai mare. Gen, nu făceați și voi, mâncava și talentul vostru. Mama mea, mamă, ce hal de poartă au putut să facă. Mâncați și pula ta. Așa, am intrat. Care claxonism? Ce pula mea o avea unde claxonează? Ce muiși de oameni. Ia uite, Atom Ariel să moară, Jackson, e prima oară când văd ăsta pe stradă. Mamă, cum e. Mamă, e ceva prototip, nici măcar nu e Atom Ariel ăla. În fine, bă. Bă, jeguri mai mari ca ăștia la Bitfood nu există, bă, nu există pe lumea asta filmă mai muiși ca ăștia. Am ajuns la 1.5, domne, de ce ajuns la 1.5? Că, bă, cum am ajuns la 1.5? Ce pula să fac? Am avut alte două livrări înaintea voastră, am început la 7. Ce, da, n-am ajuns ca am vrut eu. Așa s-a întâmplat să ajung. M-au ținut, frate, pentru 5 paleți o oră. După o oră m-am dus să-mi iau actele. Prima oară am făcut actele, dar mai zis că mai am ceva de verificat și revin în 10 minute. M-am dus în 10 minute. Stai așa, domne, că de fapt îți refuzăm un palet și câteva cutii, că au probleme, sunt la data de expirare prea aproape. N-ai, mă, ce să le faci, mă? Spuneți-mi voi, ce să le faci la oamenii retarzi? N-ai ce, frate, dacă atât îi duce capul. Deci ăștia, pe oriunde te duci, Bitfood ăștia, nu mai figuri și nu mai bășini. Zici că sunt miezul din pizdă. Zici că ăștia o hrănesc țara asta. Și nu trebuie să te comporți rut cu ei. Băga mea și pula în rasa lor cu Bitfood-ul pizdii. Păi ăștia, i-ați mai văzut pe mine pe locuri când ajungeam târziu și refuzau marfa. De parcă eu ajungeam târziu ca așa vreau să ajung târziu, nu că așa se întâmplă. Ca așa e planning-ul prost. I-am spus lui asta la birou. Nu-ți convine, sună la planning și plânge-te la ei, nu la mine. Că n-am eu nicio vină. Degeaba să explic ție că am început la ora 7 din Bradford și am avut două descărcări în North Wales. Că nu înțelegi, nu trece capul ăla de bidinea. Băga mea și pula în rasa ei să-mi bag. Mi-a dat și marfă înapoi. Fute-ma și în gura lor.
În fine, haideți undeva mai spre centru, în Liverpool. N-am găsit adresa asta, nici să mă bați. A trebuit să caut pe Google Maps un punct și să iau coordonatele din punctul ăla, să le bag în GPS ca să ajung acolo. Altcumva n-am avut cum să găsesc adresa. Pula mea, sper să-i mai găsesc deschis. Am de lăsat și la ăștia un ultim palet. Și atât. Da, revin când ajung acolo. Poate răgălia lui ăla să-mi bag pula în răgălia lui. Mamă, deci pe strada asta e coaie, undeva pe strada așa. Mamă, să vezi haos la descărcare aici. Să vezi haos. Stai așa să fiu atent să nu cumva să trec de ea. Saca pizdi. Nici nu știu pe ce parte o fi. Okay, nu e aici. E până în Carnegie Road. Și Carnegie Road e următoarea la stânga. Mamaie, stai acolo, mamaie, că asta calcă, nu fute. Ok. Saka House. Ăștia sunt. Și unde mă opresc eu? Spuneți-mi voi mie unde mă opresc eu. Decât aici. Ma, să nu spui că trebuie să intru pe acolo. Deci n-am ce să fac, opresc aici și mă duc să văd. Băi, frații mei, pe lăbunesc, ghiciți, trebuie să dau cu spatele aici. Uitați-vă pe ce stradă trebuie să dau eu cu spatele, mâncava și pula voastră. Mama mea, mama. Haide mă, treci. Trebuie să blochez toate benzile, sper să mai am să filmez, nu știu câte minute mai am, dar dacă se încheie vlogul așa, uite acum, facem în felul următor. Sper să nu-i vină vreunea vreo idee să treacă pe sub mine sau pe lângă mine. Nu mai văd nimic de soare. Campula. Așa. Dacă nu m-aș fi grăbit un pic. Deci nu cred că e cineva în spatele meu. Dărâm, mă, stâlpul. Prea aproape, bă, acum, bă, Ganeș. Și pula în paleții.
Thank you. Nici n-auzi câte mașini căștile tale. Mamă, că am rezolvat-o. Așa se încheie vlogul ăsta. Fix așa se încheie vlogul ăsta. O băgare în lindic aici. Băgarea miezului în lindic. Uitați-vă și voi ce haldă curte, fraților. Un palet, bă, un palet.